Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, și săptămâna aceasta din studioul Alfa Omega TV. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o emisiune cu care v-ați obișnuit, emisiunea Mapamont Creștin, o emisiune pe care o vedeți pe canalul Alfa Omega TV în fiecare săptămână, cu reluările de rigoare și pe parcursul săptămânii și a zilelor următoare, dar despre această emisiune puțin mai mult. Cei mai noi telespectatori, poate nu știți că această emisiune a fost începută în urmă cu 20 de ani, chiar anul acesta, în 2021, celebrăm, sărbătorim 20 de ani de când a fost emisă această emisiune, produsă și emisă. O emisiune care la început a fost difuzată pe diverse canale de televiziune din România, pe Tele7 ABC după aceea, și din 2006 difuzată săptămânal pe canalul de televiziune Alfa Mega TV, din momentul când acesta a început să intre în emisie. Dar pentru început o scurtă secvență, un material realizat de colegii noștri despre această dimensiune de știri, dată în special ca notă dominantă de emisiunea Mapamont Creștin. Mulți dintre noi ne uităm la știri pentru a fi informați, dar adesea mesajele la care suntem expuși zilnic sunt vești negative și ne pot distorsiona gândirea. Este nevoie de o alternativă. Prin știrile Mapamont Creștin, produse de Alfa Omega TV, oferim o perspectivă diferită asupra evenimentelor actuale din toată lumea, ajutând oamenii să înțeleagă vremurile în care trăim. Includem și știri din România pentru a reflecta și ce fac creștinii din țara noastră, indiferent de confesiune. Voi faceți o lucrare nemaipomenită prin faptul că chemați poporul lui Dumnezeu să se pregătească pentru lucrurile care urmează. Când ne uităm la știri, noi ar trebui să discernem ceea ce face Dumnezeu în istorie. Noi din Nordul Bucovinei urmărim ceea ce se întâmplă nu numai în România, ci în lumea întreagă. Prin ce? Prin Alfa Omega. Produs de Alfa Omega TV începând cu 2002, Mapamont Creștin este primul program creștin de știri și reportaje din România. Am realizat peste 800 de emisiuni de câte 30 de minute, fiecare având aproximativ 8-10 știri. Mapamont Creștin este produs și difuzat săptămânal pe canalul Alfa Omega TV și pe alte posturi partenere. Știrile sunt publicate și online, bucurându-se de o largă audiență. Mapamont Creștin conține un modul de știri din întreaga lume și un modul de reportaje din România. Emisiunea ajută creștinii români să înțeleagă vremurile și motivează la rugăciune. Știrile internaționale prezintă evenimente și misiuni creștine de pe întreg Mapamondul, conflicte din zone tensionate ca Orientul Mijlociu, reportaje despre biserica persecutată, proiecte sociale și umanitare, aspecte ce țin de libertatea religioasă, mărturii și relatări unice. Personal sunt super încântat de emisiunea Mapamond. Este o emisiune de informații, de știri creștine din întreaga lume, care personal mă ține la curent și știu cam ce se întâmplă peste tot. Aflăm lucruri pentru care chiar să mijlocim, pentru frați care sunt în suferință, care sunt închiși, care au fost arse bisericile împreună cu ei în slujire sau pentru diferite mărturii. Știrile din România pun accent pe evenimente spirituale, sociale și politice importante. Prezintă inițiativele bisericilor locale și proiecte ale organizațiilor cu impact în societate. Faptul că ați redat principale evenimente din viața spirituală a orașelor, a României, ne-au acordat la o altă dimensiune a societății noastre. Adică ați creat o imagine de ansamblu mult mai vastă și ați deschis ochii oamenilor spre ceea ce se întâmplă spiritual în România. Realizarea unei emisiuni Mapamont Creștin presupune, pe de o parte, traducerea și dublarea în limba română a știrilor internaționale primite de la agențiile de presă partenere. Pe de altă parte, săptămânal filmăm pe teren și edităm materialele pentru a realiza reportaje care să reflecte realități din țara noastră. Emisiunea Mapamont Creștin este apoi procesată pentru difuzarea săptămânală pe canalul Alfa Omega TV și pentru trimiterea la alte televiziuni partenere care o transmit. De asemenea, știrile individuale sunt publicate pe site și pe rețelele sociale. Susține producția emisiunii de știri Mapamont Creștin. Fiecare emisiune implică peste 100 de ore de muncă acumulate din partea unei echipe de 8-10 persoane. De această emisiune se bucură mulți dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe televizor sau online. Ajută-ne să continuăm să producem și pe viitor aceste știri și reportaje creștine. Fii și tu parte, roagă-te, donează! A fost un scurt reportaj, un material video de sinteză despre emisiunea Mapamont Creștin. Vă spuneam, ea a început în urmă cu 20 de ani.
celebrăm în acest an 20 de ani de producție și emisie neîntreruptă aceste emisiuni. A fost începutul unei colaborări în această zonă a știrilor cu cei de la Sibian. Vă spuneam și cu alte ocazii, ne-am început să colaborăm cu ei încă din 94. Ceva din ADN-ul lor de media creștină este și în ADN-ul lui Alfa Omega TV. Sunt semințe ale credinței pe care ei le-au pus din când în când în lucrarea Alfa Omega TV. Una din aceste semințe a fost și conceptul emisiunii Mapamont Creștin. Ne-am inspirat, am fost și acum practic lucrăm în parteneriat cu ei pentru a face într-o versiune românească a reproduce emisiunea Christian World News, care înseamnă același lucru. Christian World News sau Mapamont Creștin este similar. E o coproducție permanentă de atâția ani de zile, de 20 de ani cu cei de la Sibian. Oarecum sunt bucuros că Dumnezeu ne-a dat, fără să știm la cea vreme, o întâietate, o lucrare de pionierat. Acum sunt foarte multe studiouri, mulți activi în zona de social media în special, chiar și pe televiziuni care produc, realizează emisiuni de știri. Iată că Dumnezeu ne-a dat nouă un început interesant în urmă cu 20 de ani și uitându-mă în urmă recunosc că această lucrare a fost una chiar de pionierat. Cred că a deschis drumul care acum este bătut de foarte mulți, este foarte larg pentru televiziunile creștine, pentru producătorii de știri creștine, știri evenimente din perspectivă creștină, adaug eu ca să fiu foarte clar în precizare. În urmă cu niște ani de zile, chiar acum, cred că vreo 4 ani, noi la vremea aceea am numărat și am identificat vreo 700 de emisiuni Mapamont Creștin produse și am realizat un reportaj mai lung în 2017, chiar în decembrie, un reportaj pe care vi-l propunem acum. Sigur că sunt fețe noi, sunt fețe diferite, era altă echipă care lucra la vremea aceea la Mapamont Creștin, însă ne face plăcere să reluăm această emisiune produsă de noi în urmă cu vreo 4 ani de zile, difuzată mai exact în 15 decembrie 2017, prin care marcam cea de-a 700 ediție a emisiunii Mapamont Creștin. Acum noi am trecut de 880, o să vorbim despre asta în finalul emisiunii. Emisiunea informativă Mapamont Creștin, produsă și difuzată pe canalul Alfa Omega TV, a ajuns la ediția cu numărul 700. Prin intermediul acestui program de știri de o jumătate de oră, ne dorim să aducem în atenția telespectatorilor noștri informații din toată lumea, care să oferă o înțelegere mai bună a vremurilor în care trăim. Încă de la început, aceasta a fost motivația pentru realizarea emisiunii Mapamont Creștin. Cred că prin această lucrare, prin această emisiune, nu numai că mi s-au deschis mie perspectivele, ci cred că am ajutat și pe cei care nu au parte de asemenea informații să-și deschidă, să-și lărgească perspectivele despre ce înseamnă să fii creștin în anumite zone în care poți să fii persecutat, care nu ești liber să-L vestești pe Domnul Iisus. Fiecare emisiune Mapamont Creștin este produsă în limba română și prezintă evenimente de pe glob alături de informații din România sau Republica Moldova pe diverse teme de interes. De-a lungul timpului, la Alfa Omega ne-am dorit să promovăm și să oferim un conținut credibil. Și de asemenea, credem că am reușit să fim o sursă de informație, nu doar prin faptul că am prezentat o informație, ci am reușit să-i întărim pe telespectatorii noștri prin faptul că am arătat modul miraculos în care Dumnezeu a lucrat atât în România, cât și în diverse zone ale lumii. Mapamont Creștin este una dintre emisiunile informative care se difuzează săptămânal pe canalul Alfa Omega și reușește să pună la curent pe telespectatorii noștri cu cele mai actuale evenimente. Știrile conțin informații atât de la evenimente religioase, cât și de la evenimente politice. De asemenea, încercăm să punem la curent pe telespectatorii noștri cu modul în care Dumnezeu susține misionarii din diverse zone periculoase ale lumii. De asemenea, oferim informații despre biserica persecutată, arătăm modul în care spectatorii pot să sprijinească organizațiile social-umanitare. Emisiunea conține atât știri în limba engleză pe care le primim de la colaboratorii noștri de la CBN și pe care mai apoi le dublăm în limba română, iar la finalul emisiunii integrăm o știre din România. Atunci când realizăm știrea din România, încercăm să punem un accent diferit. Pentru mine a fost o bucurie să văd că am această libertate în a arăta lucruri pozitive și nu a ne opri poate la o informație senzațională sau la un cancan pe care în mod obișnuit îl vedem la televizor. Ceea ce m-a bucurat a fost faptul că nu am prezentat anumite părți din eveniment și am putut să surprindem exact poate o perspectivă creștină a lucrurilor, am putut să punem accent pe un mesaj curat și vizionând apoi poate la alte televiziuni comerciale care au prezentat o mică parte din acel lucru,
Noi am reușit să surprindem până la urmă ceea ce este important și contează cu adevărat pentru zidirea noastră ca și creștini. Românii sunt dornici de informații și petrec câteva ore pe zi în fața televizorului din dorința de a fi la curent cu ce se întâmplă în lume. Programul Mapamond Creștin a apărut în 2002 din necesitatea de a oferi telespectatorilor o altă perspectivă asupra principalelor evenimente ale secolului în care trăim. Am distribuit această emisiune în anii când nu aveam canalul de televiziune Alpha Mega TV, pe câteva stații de televiziune locală cu care colaboram, dar mai ales pe canalul TBN Europe, Trinity Broadcasting Network Europe. La vremea aceea, Dumnezeu ne-a dat favoare să avem în fiecare zi, de luni până sâmbătă, o oră de program, așa numitul bloc de programe în limba română. Mapamond Creștin avea un loc important în acest bloc în fiecare weekend. Mapamond Creștin a avut și are, cred și acum, un rol important. Mulți m-au întrebat, în special patrierii de la Sibian, din ce cauză Mapamondul Creștin este important pentru România. Le-am spus de fiecare dată și o spun și acum, mai ales în anii de început, dar și acum, prin Mapamond Creștin, prin știrile care sunt prezentate în această emisiune, din lumea largă, știri din zona de persecuție religioasă, proiecte sociale, de misiune mondială. Dumnezeu a adus în România o înțelegere a lucrurilor, a adus noutăți, a adus prin televizor la cunoștința creștinilor din România lucruri pe care El le face în întreaga lume, în toate colțurile lumii în această vreme. Și cred că aceasta a fost și este și acum rolul principal acestei emisiuni Mapamond Creștin. Chiar dacă noi am adăugat treptat câte o știre, două pe săptămână din actualitatea creștină românească, Mapamondul Creștin realizează pentru români o imagine globală a ceea ce face Dumnezeu în lume în această vreme. Pentru noi români acest lucru a fost mai important sau cu atât mai important cu cât am venit după decenii de comunism, când noi, generația care am trăit acele vremuri, știm că ne era interzis accesul la orice informație. Prindeam cu greutate câte un post de televiziune din țările vecine, bulgarii, sârbii. Nu știam ce se întâmplă, nu cunoșteam lucruri pe care le face Dumnezeu în afară. Nu aveam cunoștințe și conexiuni, contacte cu lucrări creștine. Mapamond Creștin ne-a deschis perspectiva. Realizarea emisiunii Mapamond Creștin presupune munca unei întregi echipe. Emisiunea Mapamond Creștin presupune un efort colectiv, o muncă în echipă. Implicarea mea în această emisiune din anul 2015 a reprezentat o provocare, dar și o mare bucurie, pentru faptul că atât eu am înțeles lucrurile într-un mod diferit, cât și am primit răspunsuri pozitive de la telespectatorii noștri, în care ne-au spus că au fost încurajați și starea lor interioară s-a schimbat de când urmăresc un astfel de conținut pe care noi îl oferim. Noi încercăm la Alpha Omega și prin această emisiune să punem accent pe lucrurile pozitive, adică să arătăm modul în care creștinii se pot implica într-o anumită situație dificilă, nu doar să prezentăm informația pur și simplu, ca să tulburăm oamenii cu ce lucruri dezastroase se întâmplă, ci în schimb vrem să implicăm și să mobilizăm creștinii la rugăciune și, bineînțeles, să se implice așa cum pot ei în societate. Mapamond Creștin reprezintă o serie de știri pe care de cele mai multe ori televiziunea seculară nu le difuzează. Eu editez aceste știri cam din anul 2013. Ele acoperă o gamă foarte largă de informații, de la creștini care sunt dispuși să ajute pe refugiați, cum au fost problema refugiaților, de la conflicte din Orientul Mijlociu, de la mărturii de oameni schimbați, de la organizații care se implică în viața oamenilor. Aceste știri sunt foarte importante deoarece creștinii pot avea o perspectivă mult mai largă tot ce se întâmplă în lume. După 40 de ani de comunism, românii au intrat în contact cu informații creștine din toată lumea și astfel și-au lărgit orizontul. Mapamondul Creștin, de exemplu, știri creștine care altfel nu am nicio altă sursă să le învăț, să le cunosc și să văd ce se întâmplă în lumea creștină. Personal mă ține la curent și știu cam ce se întâmplă peste tot. Aflăm lucruri pentru care chiar să mijlocim. Pentru frați care sunt în suferință, care sunt închiși, care au fost arse bisericile împreună cu ei în slujire sau pentru diferite mărturii. În ultima vreme am simțit în inimă îndemnul ca să pun la dispoziția celor din biserică, biserica în care slujesc, recepționarea sau cel puțin emisiunea aceasta Mapamond Creștin din mai multe motive. În primul rând, un scop de informare, pentru că nu toți membrii bisericii pot recepționa canalul Alpha Omega, nu toți au aparate de recepționare și atunci m-am gândit că ar fi bine ca cei din biserică să
cunoască situația Bisericii lui Iisus Hristos răspândită în toată lumea. Invitat într-o emisiune Alfa Omega în Obiectiv, directorul Departamentului de Știri al organizației CBN, Rob Alman, a vorbit despre importanța de a oferi informații credibile în aceste vremuri. We at Christian Broadcasting Network, along with our partners Alpha Omega, believe it is our responsibility to try to provide news with a Christian perspective so that, yes, we can be relevant, but that we can also be the salt that God has called us to be. There are a number of subjects, especially along the what we would call social issues, whether that has to do with the life issue, whether that has to do with the marriage issue, that we need to make sure that we report and are clear what the biblical view is on these social issues. Unele știri pe care le integrăm în emisiunea Mapamont Creștin le primim de la biroul CBN din Ierusalim. And I just want to applaud what you are doing with Alpha Omega Television by preaching the word of God, by helping to understand the times and know what Israel should do. Așadar, a fost un reportaj realizat de noi și difuzat în decembrie 2017, acum 4 ani, aproape, la vremea aceea celebram 700 de emisiuni Mapamont Creștin, acum avem 881-82, poate mai să vedeți în reluare această emisiune, ne apropiem de 900, o să marcăm și acel moment, sau chiar 1000, dacă Dumnezeu ne ajută, peste niște ani buni. E bine să ne amintim din când în când. E, sigur, ne bucurăm de acest lucru, de această realizare. Este și o responsabilitate, pentru că ne dăm seama, vă spuneam uitându-ne așa în urmă, că Dumnezeu, prin emisiunea Mapamont Creștin, prima emisiune de știri creștine din România, în acest format, realizată în parteneriat cu Sibianu, de către Alfa Omega TV, în urmă cu 20 de ani, a fost o emisiune prin care Dumnezeu a deschis, după aceea, an după an, și în special acum, unde este adevărată explozie, a deschis uși, posibilități, perspective, înțelegeri în ceea ce privește știrile creștine. Vă spuneam și cu alte ocazii, ne gândim la știri creștine atât ca sursă credibilă de informație, cât și ca perspectivă biblică creștină asupra oricărui eveniment. Practic, în emisiunea asta informative, în special la Mapamont Creștin, abordăm, discutăm despre orice eveniment, situație, raport TV, mărturie, eveniment mondial, dar din perspectivă creștină. Aceasta cred că este un atu pe care noi îl avem, îl păstrăm, îl menținem. Bineînțeles și sursa de informații în mare parte venind de la cei de la CBN Christian Broadcasting Network. Și acum, pentru că am vorbit despre știri în special, rugați-vă pentru noi ca dimensiunea aceasta a știrilor să continue să se extindă. În ultima vreme v-am și vorbit în anumite emisiuni despre planuri noi, vedeți emisiunea AO News, vedeți emisiunea Reteș Perspective, vedeți alte emisiuni traduse de noi care ilustrează și amplifică și potențiază această dimensiune. Eu vă provoc aici să vă rugați alături de mine, pentru că suntem în faza unei extindere a activității de știri, o extindere consistentă, considerabilă, care înseamnă echipă lărgită, înseamnă echipament nou și oarecum, vă spun, am apelat la și am provocat și am îndemnat și le-am trimis planșe, bugete, să zic așa, și unor oameni de afaceri din România și unor prieteni de din afară. Din păcate, poate așteptările mele n-au fost cele realiste, să zic așa. S-ar putea ca încă cei care au afaceri în România să-ți gândească, să aibă o altă gândire, nu neapărat că sunt și un instrument de a binecuvânta. Poate că Domnule vorbește și pe această emisiune, dar vorbesc mult dintre dumneavoastră care ne ajutați cu 50 de lei, 100 de lei. Considerați în mod specific și clar să puneți în viitor o sămânță credinței în această dimensiune care este extinderea știrilor la Alfa Omega TV, a emisiunilor gen Mapamont Creștin, despre care am vorbit mai mult astăzi. Vă țin la curent cu această dezvoltare, dar credem că pentru vremurile care vin este important, vital, crucial, am spus și cu alte ocazii, ca fiecare credincios să înțeleagă vremurile în care trăim, să poată interpreta evenimentele din jurul nostru, nu numai cele din Orientul Mijlociu, din Israel, ci tot ce se întâmplă în România, în America, peste tot, din perspectivă biblică. Și vrem să aducem și noi o contribuție la aceasta și de aceea vă chemăm să fiți parte din această dimensiune a lucrării Alfa Omega TV. Acum vreau să punem așa o scurtă planșă pe ecran. Această planșă înseamnă o altă celebrare, să vorbim poate într-o emisiune viitoare. Practic, noi în această lună, iunie, aniversăm, încă o aniversare, bineînțeles, 15 ani
de când suntem în emisie neîntreruptă pe satelit. O să vă spun mai multe despre asta într-o emisiune viitoare, dar noi am început emisia în noaptea de 31 pe spre 1 iunie și validarea, certificarea, autorizarea emisiei s-a făcut în 11 iunie. În acea vreme, 2016, era chiar ziua de înălțare a Domnului, așa, aproape date care se potrivesc cu ce celebrăm noi astăzi. Iată însă că pe lângă Mea Pământ Creștin, de care vrem mult astăzi, noi în acest an aniversăm și 15 ani de emisie pe satelit și o facem de atâta vreme și cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, și cu ajutorul lui Dumnezeu. Aveți, în timp ce vorbesc, o locație unde puteți găsi mai multe informații pentru a ne ajuta fie în dimensiunea de știri, fie pentru ținerea în emisie pe satelit cu costuri mari a acestui canal Alpha Omega TV, primul, din nou primul canal, ca un pionierat, primul canal de televiziune prin satelit în limba română, 24 de ore, 7 zile pe săptămână din România. După care au urmat și altele și sunt și acum tot mai multe care sunt în special online. Dar Dumnezeu să binecuvânteze și televiziune care a urmat după noi, Credo TV, Speranța TV și Trinitas TV, cele care împreună cu Alpha Omega TV alcătuiesc buchetul de 4 canale pe satelit care din anul 2016 sunt pe bolda Europei prin satelit. Dumnezeu să le binecuvânteze, să se împlinească fiecare scopul și chemare. Și acum, în ultimele minute ale emisiunii, câteva recomandări. N-am recomandat de mult aceste albume, Casa Zburătoare, volumul 1 și volumul 2. Sunt desene animate, de obicei vă prezentăm Cartea Cărților. Această serie, puțin mai veche, a precedat seria Cartea Cărților. Uitați-o la noi pe site și încercați să le comandați. Sunt pentru copiii dumneavoastră care poate se bucură de Cartea Cărților. Sunt două DVD-uri, două discuri, fiecare cu câte 4 episoade, volumul 1 și volumul 2, care mai sunt la noi pe stoc. Și pentru că am vorbit de CBN, am două cărți a celor de la CBN, le arat din când în când la astfel de evenimente. Peter Robertson, părintele, cel care a înființat CBN, un fel de părinte, de înainte mergător în media creștină, sunt, și tu poți avea parte de miracole, spunea el în urmă cu vreo 30-40 de ani, a tradus cartea asta lui cu mărturii de la emisiunile CBN-ului Club 700, le dăm și noi acum a telespectatorilor care au fost atinși și dacă cumva Dumnezeu v-a atins, profit de această ocazie și v-a vorbit în aceste săptămâni, în timpul ce avem emisiuni noi în direct, aveți o adresă de e-mail, dați-ne un e-mail și spuneți, vreau să depun o mărturie, veniți la mine în localitatea de unde sunt, unde? În Alba Iulia, în Hațeg, în Brașov. Luați-mi un interviu pentru că prin mărturia mea despre modul când Dumnezeu mi-a vorbit, m-a atins, a răspuns la rugăciuni prin Alpha Omega TV, poate să fie o încurajare și pentru alții. Așadar, suntem deschiși să ne deplasăm acolo unde sunteți, doar dați-ne de știre de veste, dați-ne un telefon sau un e-mail unde acolo l-aveți pe canal. Și încă o carte tot de Peter Robertson, pe final Împărăția Secretă, așa, o carte de strictă actualitate. El a vorbit mult despre împărăție, noi acum parcă descoperim împărăția, că a fost mesajul principal al Domnului Iisus Hristos. Peter Robertson a sintetizat niște principii ale împărăției încă de acum, cred că 30-40 de ani de când această carte a fost publicată. Cam atât pentru asta, am și alte cărți, vi le prezint cu altă ocazie, dar am simțit nevoia să vorbim și să vă mulțumesc pentru modul în care ați fost și sunteți alături de noi, atât în dimensiunea de știri. Am celebrat, vă spuneam, 20 de ani în aceste zile de când a apărut emisiunea Mapa Mont Creștin, cât și în ceea ce privește emisia pe satelit, ea care celebrează în această lună iunie, de început de iunie, 15 ani de emisie neîntreruptă. Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de noi, îndemnați de Duhul Sfânt și care decideți de atâta vreme să puneți o sămânță credinței, să fiți parte din lucrarea Alpha Omega TV prin ajutorul dumneavoastră, prin rugăciunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fii parte și tu din lucrarea de media creștină Alpha Omega TV. Fii parte la Marele Seceriș prin contribuția ta. Roagă-te, donează! Donează online cu cardul pe site-ul alphaomega.tv/donatiicard sau prin PayPal la donatii@alphaomega.tv. Donează prin Banca Transilvania sau prin mandat poștal folosind contul RO37BTRL 0360 1205 I181 11XX. Beneficiar, Fundația Alpha Omega. Donează 5 euro cu telefonul fix din rețeaua Telecom sunând la 0900 900 135 sau trimite un SMS cu textul AOTV la numărul 7688.
Serviciu valabil în rețelele Vodafone, Orange și Telecom. Implică-te și tu! Roagă-te! Donează! Pentru informații suplimentare, vizitează pagina noastră alfaomega.tv/donații sau sună la 0256 284 913.